Ce înseamnă adevărata libertate? Fragmente audio din cartea Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Mai devreme ai recunoscut că nu vrei să fii antipatizat de nimeni și ai spus așa: nimeni nu ar merge atât de departe încât să vrea să fie antipatizat. Ei bine, și eu gândesc la fel. Nu doresc să fiu antipatizat de alți oameni. Aș spune că nimeni nu ar merge atât de departe încât să vrea să fie antipatizat. Este o idee înțeleaptă. Chiar și așa, în ciuda eforturilor noastre, există oameni care nu ne plac, care nu mă plac pe mine și oameni care nu te plac pe dumneata. Și acesta este un adevăr. Când oamenii nu te plac sau simți că cineva nu te place, ce sentimente te încearcă? Nu dorești să fii antipatizat de ceilalți. Pentru ființele umane, aceasta este o dorință profundă, firească, dar și un impuls. Kant, una dintre figurile marcante ale filozofiei moderne, o numea înclinație. Da, dorințele instinctive, dorințele impulsive ale omului. Acum ar fi incorect să spunem că viața precum piatra care se rostogolește la val, lăsând ca aceste înclinații sau impulsuri să ne ducă unde vor ele, înseamnă libertate. Viața trăită astfel înseamnă să fim sclavii propriilor dorințe și impulsuri. Libertatea adevărată este ca și cum ai singur un impuls. Să nu fii pe placul celorlalți este dovada că îți exerciți libertatea, trăiești liber și arată că trăiești conform propriilor principii. Cu siguranță e trist să nu te placă lumea. Dacă ar fi posibil, ne-am dorit ca nimeni să nu ne antipatizeze. Vrem să ne satisfacem dorința de recunoaștere, dar să te porți în așa fel încât să fii pe placul tuturor este un mod de viață extrem de captiv și în același timp imposibil. Exercitarea libertății are costurile ei, iar costul libertății în relațiile interpersonale constă în faptul că nu suntem pe placul unora. Până când nu ne va mai îngrijora judecata altor oameni, până nu ne va mai fi frică de faptul că nu suntem pe placul altor oameni și până nu ne asumăm riscul de a nu mai fi niciodată recunoscuți, nu vom fi capabili să ne urmăm vreodată propriul drum în viață. Cu alte cuvinte, nu vom fi capabili să fim liberi. Trebuie doar să separăm sarcinile. Poate există cineva care nu are o părere prea bună despre dumneata, dar această sarcină nu îți aparține. Iar gânduri de genul "ar trebui să mă simpatizeze" sau "am făcut toate astea, așa că e ciudat că nu mă place" sunt forme de gândire orientate spre răsplată, o formă de interferență în sarcinile altei persoane. Omul merge înainte fără să se teamă că ar putea să nu fie simpatizat. Asta înseamnă libertatea pentru o ființă umană. Curajul de a fi fericit include și curajul de a fi antipatizat. Atunci când vei dobândi acest curaj, relațiile tale interpersonale se vor schimba dintr-o dată în lucruri luminoase. Îți mulțumesc pentru vizualizare! Nu uita să dai like și subscribe
canalului Cărțile ne învață dacă ți-a plăcut acest video. Și ne vedem data viitoare cu o nouă carte. Pe curând!